Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Da, Iulie, nu a fost ușor, dar tu ai reușit. Nu mai ești aceeași persoană cu care te-ai obișnuit. Acum ești pregătită pentru o nouă lume a oportunităților. Pe 29 august, rebelul anarhistul Uranus va provoca soarele. Uranus va tăia calea soarelui doar așa ca să se simtă el bine. Dar cum fără presiune nu există nicio ruptură, nicio libertate, nu există fără o structură, nici o eliberare nu poate avea loc fără responsabilitate. Când viața ta se transformă cu susul în jos, ultimul lucru pe care trebuie să-l schimb este sănătatea. Această săptămână va favoriza comunicarea în general. Orice dialog pe care dorești să-l începi va duce la rezultate productive, desigur dacă vei afișa tot farmecul tău natural. În plus, în zilele următoare va crește atracția reciprocă cu sexul opus. Acest lucru înseamnă doar un lucru. Dacă nu ai început încă o relație de dragoste, în această săptămână există toate șansele ca un nou sentiment să te viziteze. Cu toate acestea, înainte de a-ți deschide inima spre iubirea arzătoare, gândește-te cu atenție la ce aștepți de la acest atașament. Pe 31 iulie, Mercurul vine la mișcarea directă în semnul racului, deci apare un timp favorabil pentru a te ocupa de casă și grădina. Începutul lunii august este marcat de un amalgam de sărbători, cele mai multe făcând parte din calendarul agricol și cel pastoral. Altele sunt mai recent inventate. Încerc să îți amintesc o parte dintre ele. Astfel, pe 1 august, creștinii ortodoxi și greco-catolici celebrează scoaterea Sfintei Cruce a Domnului. Aceasta s-a instituit la dorința comună a ortodoxilor greci și ruși într-o preznuire a biruinței simultane pe care au repurtat-o rușii asupra bulgarilor și Grecii asupra sarazinilor. Luna nouă pe 1 august marchează începutul unui nou ciclu. Această se apare la 8 grade și 37 de minute în leu, afectând cel mai semnificativ pe cei născuți cu planetele personale la aproximativ 5 până la 14 grade de semne fixe. Taur, leu, scorpion și vărsător. Luna nouă în leu indică stres în industria financiară. Costurile neașteptate, forța majoră în sfera de afaceri sunt probabile. Cum Mercurul a prins curaj după revenirea la mișcarea directă, tot astăzi se va confrunta cu Pluto, deci mare grijă cum conduci mașina sau cel mai bine amână deplasările. În Roma Antică, 1 august era zi dedicată zeiței Ceres, ca o avantpremiere a festivalului Cerealea. Ceres a fost zeița romană a agriculturii, a cerealelor și a dragoste pe care o mamă o poartă pentru copilul ei. Ea era fica lui Saturn și Opis și sora lui Jupiter. Ceres era o zeiță bună și binevoitoare, pentru ea romani și avea o expresie comună potrivită pentru Ceres, ceea ce însemna splendid. Romanii au explicat schimbarea notimpurilor cu următoarea poveste. Ceres a fost sora lui Jupiter, iar Proserpina a fost fica ei. Proserpina a fost răpită de Pluto, zeul lumii sub a infernului pentru a fi mireasa lui. Când Ceres a urmat-o pe fica ei, ea a plecat sub pământ. Înrăutățind lucrurile, Ceres a aflat că lui Pluto i-a fost acordată aprobarea lui Jupiter de a fi soțul fiicei sale. Ceres a fost atât de furioasă încât a mers să trăiască în lumea bărbaților, dechizată ca o bătrână și a oprit toate planetele și culturile să crească provocând foamete. Jupiter și ceilalți zei au încercat să o facă să-și schimbe decizia, dar ea era hotărâtă. În cele din urmă, Jupiter și-a dat seama că trebuie să o întoarcă pe Proserpina din lumea infernului și a trimis după ea. Din păcate, Pluto i-a dat în mod secret mâncare înainte de a pleca și odată ce a mâncat în lumea supământeană, nu a mai putut să plece niciodată. Proserpina a fost nevoită să se întoarcă în infern timp de patru luni în fiecare an. Ea iese în primăvară și își petrece timpul până la toamnă cu ceres, dar trebuie să se întoarcă în lumea lui Pluto iarna. Despărțirea ei de ceres în fiecare toamnă este motivul pentru care plantele își pierd frunzele, semințele se află latente sub pământ și nimic nu crește până primăvara când proserpina se reunește cu mama ei. Tot pe 1 august începe sezonul festivalurilor recent inventate, dintre care îți enumăr câteva. Rockstand Extreme Fest la cetatea Rișnov, Untold la Cluj-Napoca, Out of Doors la Costinești, Strada Armenească la București, Decmantel la Amsterdam, Olanda, un eveniment de tip butic în aer liber. Nacht Digital la Olganitz, Germania, trei zile de techno, house, electro și ambianță de top. Revenind la previziuni, aceasta săptămână nu este deloc potrivită pentru niciun fel de acte de eroism. Evident, încercările de a crește autoritatea publică sau de a câștiga popularitatea vor eșua. Modestia și simplitatea acestea vor fi cheia stabilității în principalele domenii ale vieții. Poate apărea o cunoaștere care îți va schimba modul obișnuit de a gândi, este vorba fie de apariția unui prieten foarte creativ, un mentor, fie despre dragoste la prima vedere. Mai aproape de weekend poate apărea un deficit financiar. Este indicat să nu-l agravezi cu nici o cheltuială irațională. Acum, hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec, în această săptămână va trebui să acorzi o atenție specială sfere relațiilor interpersonale. Poți afla că partenerul tău este departe de a fi la fel de sincer cu tine. Cu ajutorul unor așa ziși binevoitori, poți primi informații compromițătoare. Va trebui să decizi rapid ce să faci cu aceste informații neplăcute, să crezi în ele și să faci un scandal sau să închizi ochii la fapte neconfirmate. Dacă vei merge pe prima cale, armonia va dispărea complet în cumplu. Cel mai rău dintre toate, partenerul tău va refuza să te ierte pentru că tu crezi în aceste bârfe. În timpul săptămânii poți întâlni unele dificultăți monetare. Dificultățile la locul de muncă nu sunt excluse, dar lucrurile vor merge strună dacă ești angajată în freelancing, hobby generator de venit sau în muncă agricole. Astrele te sfătuiesc să nu te implici în afaceri dubioase care promit profituri rapide. Fii atentă! Poți fi atrasă într-o afacere frauduloasă. Acesta este momentul potrivit pentru negocierile de afaceri, pentru schimbări stilistice, pentru dezvoltarea creativității personale. Te poți baza pe oferte noi și evenimente neașteptate. Planetele te sfătuiesc să sprijini oriunde cineva are nevoie de ajutor. Poți învăța colegii mai tineri, poți să trezești la realitate o persoană confuză, iar ca rezultat vei obține un beneficiu moral sau o creștere a de sine. Nu sta în colț și mergi la rezolvarea sarcinilor importante. Un lider sau o altă persoană puternică te va observa și te va ajuta să îți întinzi aripile. Dacă ești în vacanță, tu vei organiza toată distracția. În dragoste, astrele promit noi șanse. Mergi la o întâlnire cu cineva care te-a căutat mult timp. Dacă ești singură, este prevăzut un weekend romantic. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur. În această săptămână va trebui să lucrezi în condiții de disconfort moral. Atâta timp cât șeful tău se bucură de vacanță, el va fi o persoană foarte arogantă și lipsită complet de bun simț. Această persoană nu te va plăcea pe tine sau pe colegii tăi, dar nu veți putea să răsturnați pe tiran. În consecință, în zilele următoare vei fi supărată și atentă, ceea ce va avea un efect negativ asupra atmosferei familiale. Rudele realizând ca ai o perioadă grea, vor manifesta o căldură deosebită față de tine și, datorită sprijinului lor, vei putea trece prin această încercare cât mai calm posibil. Încearcă să aderi la mijlocul de aur. Orice extremă este contraindicată pe parcursul săptămânii. În caz contrar, îți poți provoca o deteriorare a sănătății. Acum, inima și vasele de sânge sunt deosebit de vulnerabile. Prin urmare, efortul fizic excesiv nu este cea mai bună distracție. Păstrează măsura și nu fi nervoasă, nu ai nevoie de stres. Îți cauzează insomnie, migrene și poate duce la diverse leziuni. În această săptămână poți fi descurajată de viteză cuiva sau de un apel telefonic. Cel mai probabil vorbesc despre o ofertă care îți va provoca o gamă incoerentă de emoții. Toate deciziile trebuie luate după consultarea celui mai apropiat confident. Nu sunt binevenite călătorii pe o rută necunoscută, jocurile de noroc și automedicația. În această săptămână poate reapărea o problemă care a fost considerată a fi complet fixată. Mai aproape de weekend, o persoană pe care a încercat să o înlături din inimă îți va aminti despre ea. Nu poate fi exclus faptul că un roman care a adus multe suferințe sau o prietenie destul de ambiguă va fi reînviată. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni, în această săptămână nu va trebui să-ți faci griji pentru nimic. Nici la locul de muncă, nici în treburile personale nu vei întâlni probleme. Bucurându-te de o perioadă atât de prosperă, îți vei aminti de tine, vei efectua schimbări în aspectul tău, vei merge la sport sau vei adera la o dietă. Jupiter favorizează noi cunoștințe interesante. Atâta timp cât te distrezi cu toată inima în compania unor tovarăși interesanți, a doua jumătate poate deveni iritată. Scandalul care se prefigurează va delua ușor imaginea idilică din această săptămână. Acum îți este recomandat să aloci timp pentru îmbunătățirea spațiului tău de locuit. Dacă ai planificat o vacanță, este mai bine să o amâni. Acum trebuie să lucrezi, nu să te odihnești. Îți este recomandat să prevești mai îndeaproape colegiul tău de muncă, poate că ai pierdut niște oameni promițători. Întreaga săptămână trebuie să fii atentă la sănătatea ta, este posibilă deteriorarea bunăstării generale ca urmare a excesului de stat cu capul în nori. Astrele îți recomandă să fii egoistă în această săptămână. Probabilitatea ca un întreg grup de persoane să-ți solicite ajutor este ridicată. În primul rând, ocupă-te de eliminarea problemelor personale, apoi orice altceva. Cel mai probabil în zilele următoare va fi necesar să îți împarți forțele între îngrijirea familiei, îndatoririle de serviciu și eliminarea deficitului financiar. Este de așteptat să apară un fan influent. Nu te grăbi cu capul în acest roman. Acest sfat este deosebit de important dacă te afli deja într-o relație. În weekend vei avea șansa de a participa la un eveniment de divertisment, dar nu va fi inutil să te ocupi de sănătatea ta și să-ți restabilești echilibrul emoțiilor. Dacă ai copii, ascultă-i, meriți toate reproșurile. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. RAC în această săptămână poate avea loc o schimbare majoră în scenariul de familie. Este posibil ca părinții partenerului tău să vină să vă viziteze sau alte rude cu a căror viață împreună nu va fi plăcută. Vei înceta să te grăbești acasă de la locul de muncă pentru a intra cât mai puțin în contact cu oaspeții tăi. De aceea, în toate zilele următoare, vei participa din ce în ce mai mult la cercul vechilor prieteni. În plus, îți vei aminti hobby cu care erai obișnuită să te angajezi în garaj, în studio sau într-un alt spațiu retras unde rudele tale vin extrem de rar. Vei avea o șansă excelentă de a combina impulsurile creative cu practicitatea, activitățile profesionale cu relaxarea. Dacă ești implicată în furnizarea de servicii, organizarea de evenimente, activități de divertisment, cosmetologie, masaj, vei fi mulțumită de rezultatele obținute. În timpul săptămânii poți câștiga bani în plus în public. Oferind prelegeri, expuneri sau să lucrezi în grădina ta de flori. Pentru tine, probabilitatea de a obține o sumă destul de mare crește. Este vorba fie despre câștigarea de la loterie, fie despre o moștenire care nu a fost așteptată. Un alt noroc bun poate veni din familiarizarea în rețelele sociale. Dacă ești singură, trebuie să iei în considerare noul interlocutor în rolul unei a două jumătăți potențiale. Această săptămână este cea mai potrivită pentru evenimente de familie și excursii. Dacă te afli departe de casă, nu trebuie să te confesezi trăinilor. Evită să consumi alcool și nu abuza de mâncarea fast food. În weekend, stelele promit întâlniri interesante și vești bune. Ai grijă în primul rând de sănătate și confort, în loc de a căuta distracția. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu Întreaga săptămână vei avea tendința de a te comporta agresiv, Situația de la locul de muncă va fi astfel încât vei fi forțată să-ți aperi poziția câștigată anterior. Te vei opri să observi pe ceilalți, să vei vedea doar pe tine însăți, de aceea colegii de muncă te vor acuza de egoism. În viața personală vei dezvolta o atmosferă mai relaxată. Scandaluri mici în interiorul cuplului tău de dragoste vor apărea ocazional, dar nici unul dintre ele nu se va transforma într-o altercație majoră. În plus, la sfârșitul săptămânii, a doua jumătate îți va prezenta un cadou care îți va produce o furtună de încântare. Acordă o atenție deosebită a sănătății tale Desigur, se știe că tu nu te îmbolnevești, dar în această săptămână chiar și o doamnă regală trebuie să aibă grijă de ea însăși Nu este perioada cea mai favorabilă pentru tine? În nivelul energetic este redus, ceea ce poate provoca orice disfuncționalitate în organism prin urmare, prevenirea în timp util te poate salva de la o mulțime de probleme. În schimb, această săptămână promite să-ți dea pacea emoțională. Relațiile cu majoritatea oamenilor apropiați se vor dezvolta în mod surprinzător de liniștit și armonios. Dacă lucrezi cu oamenii, va fi destul de norocoasă să auzi în repetate rânduri laudele și complimentele acestora. Acesta este momentul potrivit pentru întâlniri, mai ales dacă ești singura. Poți cumpăra haine noi, poți schimba interiorul sau poți experimenta cu întreg dulapul lapul de haine. Dacă ai deja o familie, înainte de a schimba drastic ceva la tine, tu în soare, stil, culoare, cere partenerului tău sfaturi sau măcar întreabă. -l. Există riscul unei controverse. Responsabilitățile legate de familie pot fi mai multe de la sfârșitul săptămânii, deoarece nu poți evita oaspeții. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Fecioara, Stelele te avertizează că în această săptămână poți face o mișcare greșită în finanțele tale. Se prea poate să încredințezi gestionarea unei cărți pe capital unei persoane care este foarte puțin conștientă de complexitatea economiei. Această persoană va investi o mare parte din fondurile tale într-o aventură dezastruoasă. Când devine clar că acești bani nu pot fi returnați, asistentul tău va dispărea într-o direcție necunoscută. Pierzi bani și apoi încerci să găsești un punct de plecare în domeniul atașamentelor de dragoste. În chestiuni personale, nu ești amenințată de frustrare, pentru că se pare că acest fel de mâncare l-a servit anterior, deși, evident, nu vei avea niciun motiv pentru o încântare arzătoare. Deja joi s-ar putea să-ți întâlnești dragostea, stelele promit întâlniri romantice pentru tine. Dar reține că durata unei astfel de relații depinde în mod direct de comportamentul tău, astfel încât fizicoala și euforia nu sunt binevenite. În această săptămână ești pe deplin capabilă să inițiezi o relație care va crește în ceva mai arzător. Cu toate acestea, cu același succes, poți ruina totul cu criticile tale și incapacitatea de compromis. Trebuie să-ți păstrezi limba în spatele dinților atunci când comunici cu cel drag. Pe astrogramata apare un risc crescut de rănire în familie. Ai grijă! În ciuda problemelor de afaceri sau financiare, starea ta de spirit va fi optimistă și combativă. S-ar putea să trebuiască să schimbi urgent ceva, fie în tine sau în obiceiurile perene, fie locul. O excursie la o rudă mai în vârstă sau la un fost coleg poate fi foarte reușită și aducătoare de liniște. Există o șansă de a obține sfaturi valoroase sau o sumă destul de decentă. În weekend, Marte te va ajuta odată pentru totdeauna să scapi de obiceiurile de hamster. Vei arunca în sfârșit ce nu este de folos. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța. Această săptămână pare surprinzător de lungă pentru tine. La locul de muncă va fi un proces imens, dar și o oboseală pe măsură și va trebui să o elimini seara și la sfârșit de săptămână. În timp ce ești preocupată de o grămadă de probleme de serviciu, un fel de eveniment plin de bucurie va apărea în familia ta. Este posibil ca cineva din rudele tale să nască un copil sau doar să anunțe că va deveni în curând părinte. În timp ce toată familia marchează această știre sens, Senzațională, vei continua să lucrezi din greu la locul de muncă. Acest fapt va începe să te deranjeze. Doar știrea că ai primit un premiu mare în bani pentru această lucrare te va face să zâmbești din nou. Venitul tău financiar este direct legat de diligența și calitățile profesionale. Săptămâna aceasta nu este momentul potrivit pentru a-ți demonstra realizările uimitoare și rezultatele incredibile pentru alții. Fii umilă și cinstită în munca ta, acum aceasta este cea mai eficientă tactică. În acest stadiu vei avea cel mai mare succes în domenii legate de agricultură, medicină veterinară, asistență și furnizarea de servicii medicale. Sfatul planetelor, nu intra în litigi și nu te certa cu colegii tăi. Ține cont de faptul că în această săptămână nu ești asigurată de probleme minore în sectorul financiar. Poate exista o cheltuială bruscă asociată cu achiziționarea de medicamente pentru o rudă bolnavă. De asemenea, nu sunt excluse episoade neplăcute în comunicarea cu colegii. Este posibil să demaști intențiile necinstite ale unei persoane care a fost considerată un prieten credincios. Printre evenimentele plăcute din această săptămână, poate fi cumpărarea de bunuri de uz casnic la un preț foarte accesibil, familiarizarea cu lucrările unui artist unic, vizitarea unui prieten din școală și impresiile vii ale unei călătorii. Săptămâna favorizează întâlniri neașteptate și coincidența. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion Astrele îmi sugerează că poți petrece o săptămână aceasta în a îndoielelor și contradicțiilor interne. Vei încerca să-ți schimbi calitatea vieții, dar vei fi înspăimântată de gândul că va trebui să pierzi poziția actuală. Răspunsul la întrebarea cu care te interesează va apărea în mod neașteptat. La locul tău de muncă va apărea un incident, dacă nu ești în această situație, începe o perioadă financiară bună. În această săptămână merită să-ți amintești despre bani sau alte avantaje. Nu vei putea sta liniștită, dar tot trebuie să găsești timp să ai grijă de sănătatea ta. În primul rând, mă refer la faptul că trebuie să te conformezi măsurii în toate, atât în ceea ce privește alimentația, cât și divertesmentul. Există un mare risc de complicație ale sistemului urogenital. Problema va apărea în mod neașteptat. Dacă îți place să te angajezi în sporturi extreme, fii foarte atentă. Nu ar trebui să cedezi provocărilor. Cel mai probabil, acestea vor veni de la persoana care a fost mult timp geloasă pentru bunăstarea ta. În toate celelalte privințe, săptămâna aceasta promite să treacă fără excese majore. Acordă atenție detaliilor, atât la actualul loc de muncă, cât și în ce privește noul loc de muncă, evident dacă este cazul tău. Dacă ești dintre cele care se angajează în calcule complexe, această recomandare are dublă relevanță. Nu te grăbi să-ți asumi responsabilitatea pentru un grup de persoane, mai ales atunci când este vorba despre persoane mai în vârstă sau mai tinere. La sfârșit de săptămână te poți bucura de o vizită de la o rude îndepărtată sau de o cine romantică cu un partener de viață sau de afaceri. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Să Vei dori să fii în mai multe locuri în același timp? Vei primi mai multe apeluri și vei rezolva mai multe probleme în același timp? Evită bârfă, deoarece în această perioadă nu te poți ascunde de ochii curioși. În viața ta personală, prognoza astrologică promite de asemenea că se vor întâmpla multe. Vei fi marcată de romantism și distracție, vei începe să ceri un pic mai mult de la cel iubit. Mai importante decât declarațiile de foc vor fi acțiuni concrete. Te-ai plictisit și intenționezi să aduci o altfel de varietate în viața ta. Prin urmare, poți începe deodată să vizitezi sala de gimnastică sau piscina, dar ar trebui să fii atentă, deoarece perioada prezintă un risc crescut de rănire. Planetele te sfătuiesc să nu abuzi de plajă și să fii mai atentă pe drum, mai ales dacă tu nu conduci mașina. Astrele te încurajează să iei măsuri preventive pentru îmbunătățirea sănătății. Cea mai bună zi pentru a începe tratamentul sau prevenirea este joi. Dacă ești angajată, vei fi fericită cu veniturile tale, dar dacă ești un antreprenor cinstit, nu foarte. Acum nu este de dorit să investești în nicio afacere. Totuși, săptămâna aceasta te așteaptă o adevărată descoperire. Sursa principală de preocupări va fi legată de profesie sau de afaceri. Întoarcerea acasă este puțin probabil să te bucure cu armonie și liniște. Dezacordurile dintre rudele apropiate sau conflictul de generații nu sunt excluse încearcă să eviți a fi mediatorul lor. Evita cheltuielile inutile și fii extrem de atentă la bunăstarea ta. Mai aproape de weekend, dacă ești singurate că poate să apară un admirator secret. Nu încerca să te deschizi față de această persoană, mai bine să te bucuri de ceea ce se întâmplă. Surprize plăcute te așteaptă dacă ai o relație lungă. Weekendul favorizează întâlnirile familiale. Acest lucru este întotdeauna posibil să se combine cu atmosfera romantică și cine doar pentru doi, iar Jupiter va încălzi pasiunea. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn Vei petrece o săptămână asta destul de calm. Singura problemă pentru tine va fi lipsa de înțelegere cu superiorul tău imediat, Șeful va începe să-ți reproșeze în mod absurd atitudinea neglijentă de a lucra, dar vei percepe această critică care proșuri neîntemeiate. Nu încerca să-ți dovedești profesionalismul, mai bine îndreaptă-ți atenția asupra sferei atașamentelor de dragoste. Pus decide să te întorci la fosta pasiune, la relația pe termen lung și în acest scop vei organiza o călătorie romantică. În această săptămână ai nevoie de toate forțele pentru a menține pozițiile câștigate mai devreme. Acum, stabilitatea ta financiară este direct legată de fiabilitatea și onestitatea partenerilor de afaceri. Tu trebuie să strunești caii și să nu intre în conflicte directe la locul de muncă. Fii echilibrată și nu refuza asistențe rezonabilă pentru colegi. Nu te implica în aventuri financiare dubioase, poți intra într-o situație foarte neplăcută cu legea. Săptămâna aceasta este probabil să fie plină de tot felul de mistere și secrete. Nu se poate exclude faptul că, într-un anumit moment, va trebui să recunoști că ești departe de toate și nu întotdeauna se poate explica ceva cu ajutorul logicii. Evită contactul cu persoane care au un trecut întunecat și nu încerca să salvezi serviciile profesionale ale cuiva. Dacă acum alegi traseul viitoare vacanțe, ar trebui să te îndepărtezi de stereotipuri. Poate că plăcerea maximă nu o va aduce o excursie într-o stațiune populară, ci o vacanță în sat sau la propria cabană de vară, ori la țara la rude. Weekendul favorizează întâlnirile cu cei dragi, călătoriile și confesiunile romantice. Planetele te ajută să rămâi departe de certuri și necazuri. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător! Începând din această săptămână, vei putea să te relaxezi și să te lenevești. Nu vei înceta să-ți îndeplinești cu diligență datoria, dar în absența unor îndatoriri profesionale mai mari, nu ți se va părea prea greu. Te vei întoarce de la serviciu mult mai devreme decât de obicei și vei avea mult timp liber. Poți începe să practici o formă ușoară de sport, să-ți amintești vechiul hobby cu canapeaua și televizorul și să organizezi din spate întreaga familie. În acest fel vei putea să-ți refaci rapid energia consumată. Acordă atenție eventualelor probleme asociate cu rinichii, plămânii și bronhile. Este de remarcat o creștere a riscului de rănire în general. Deși este hobby-ul preferat, nu te culca pe canapea, mișcă-te, mergi mai mult, fă sport, scaldă-te. Astrele îți recomandă să petreci câteva zile la țară, lucrând în grădină sau culegând fructe. Astrele îți reamintesc că ai multe de schimbat în atitudinea față de viață. Cel mai probabil va trebui să pui o presiune mai mică în problemele oficiale sau în promovarea personală. Merită să înveți să spui un nu categoric oricăror forme de ajutor de la alții. Există riscul ca în zilele următoare o persoană să ți se adreseze pe un ton ironic, competemindu-te cât de neajutorată și ghinionistă te-ai născut. Deși nu este cel mai bun moment să te gândești la o mișcare, nu ar fi rău să cauți un nou loc de muncă nu sunt binevenite experimentele cu stilul vestimentar și mâncare exotică. La sfârșit de săptămână, un vechi prieten va veni la tine și vei aranja o petrecere mare pentru asta. Învață o regulă simplă. Abundența pe masă este o dovadă de snobism. Prietenei nu vor ține pasul cu comportamentul tău. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești Gândurile tale vor merge într-o direcție uimitoare. Vei filosofa și vei găsi semnificația ascunsă a diferitelor fenomene. Această săptămână favorizează arta și dezvăluirea diferitelor secrete. La locul de muncă, Venus favorizează venituri financiare, dar în loc să cheltui, gândește-te să faci economii. Merite să cauți o nouă sursă de bani în plus. Mercur va facilita activitatea comercială și negocierile. Acum vei avea noroc și o mână bună pentru afaceri, dar, ca de obicei, Trebuie să acționezi încet și cu atenție. În general, această săptămână pare să implice o problemă dificilă legată de bunuri imobiliare. Începând de joi, ar trebui să fii mai atentă și să privești lucrurile în mod realist. În comportamentul tău poate apărea aventurismul încearcă să nu pierzi acea linie fină care separă aventurismul de acțiunile împotriva legii sau moralității. Are sens să te întorci la afacerile care afectează confortul dintre pereții casei. Poate că reparația sau modificarea va necesita puțin mai mult efort, bani și timp decât a fost estimat inițial. Nu sunt excluse vizitele rudelor mai în vârstă sau părinților cele de-a doua jumătăți. Dacă ai stabilit o petrecere la domiciliu pentru weekendul viitor, ar trebui să iei în considerare cu atenție alegerea alimentelor. Economisirea excesivă în această chestiune va arăta ca o mizerie. În prezent, ai cea mai favorabilă perioadă pentru călătorii în alte țări și chiar și pe alte continente. Te așteaptă întâlniri interesante și neobișnuite. Nu te plictisi cu lucruri mici. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!